Președintele clubului Rotary, Liviu Călniceanu, a ținut să precizeze că acțiunea a marcat și 109 ani de la înființare. E o zi specială pentru toți rotarinii din întreaga lume, pentru că astăzi se sărbătoresc 109 ani de la înființarea clubului Rotary. Cu ocazia acestui eveniment, încercăm, dacă ne lasă vremea, să ridicăm 109 lampioane, să marcăm această zi importantă pentru clubul Rotary și totodată este și o acțiune împotriva combaterii bolii poliomielitei, care este foarte, a început să răspândească în lume. Fondurile, da, fondurile colectate din acest eveniment vor merge numai către cei bolnavi de poliomielită. Rotary este o organizație mondială care sprijină proiectele umanitare și susține comunitățile locale asumându-și conceptul de responsabilitate socială. Primul club Rotary din lume a fost înființat în anul 1905 la Chicago, la inițiativa unui avocat, iar primul club din țara noastră a apărut în 1929 la București. Clubul Rotary Târgu Jiu, ne desfășurăm și noi această acțiune, lansarea 109 lampioane, datorită faptului că se împlinesc 109 ani de la înființarea clubului Rotary. Și astăzi, la ora 10, în toată țara se vor lansa câte 109 lampioane pentru a marca acest eveniment. Clubul din județul Gorj numără mai mulți membri, în special oameni de afaceri, care de-a lungul anilor au susținut comunitatea locală prin diverse donații. În această seară, Clubul Rotary din Târgu Jiu, împreună cu toate cluburile din România, organizează o acțiune la aceeași oră de a da drumul la 109 lampioane. Ce înseamnă 109? Acesta înseamnă 109 ani de la înființarea primului club Rotary în lume. Noi acționăm pentru comunitate și de aceea am organizat și acest eveniment pentru prietenii noștri, pentru comunitatea din Târgu Jiu. Foarte mulți copii încântați de acțiunea dumneavoastră. Acum să sperăm că ține și vremea. Deja primele... Noi să sperăm că o să țină vremea și de ce cred că au venit foarte mulți copii? Pentru că ei vor fi viitorul și al membrilor Rotary sau al cluburilor Rotary.